Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași. Bine v-am regăsit la Pastila de Whisky, filmarea în care vă prezint noutățile din lumea whisky-ului. Dacă filmările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe pentru a fi la curent cu postările viitoare. Pentru luna martie 2024, fără îndoială că pentru pasionații de whisky din România, cel mai important eveniment îl constituie sosirea în România a unei ediții exclusiv pentru România de la distileria Glenallachie, un single cask. Așa cum scrie și pe cutie, selecționat de Billy Walker pentru iubitorii de whisky din România. Billy Walker, așa cum desigur știți, master distiller și unul din proprietarii, acționarii distileriei Glenallachie, pe care am avut plăcerea să-l întâlnesc într-o vizită la distilerie anul trecut și care mi-a acordat și un interviu. Această ediție, distilată în anul 2013, pe data de 8 mai și îmbuteliată în februarie 2024, a ajuns în România în luna martie, desigur, după formalitățile necesare, au fost îmbuteliate 275 de sticle, la o concentrație alcoolică de 64,6%, impresionant. Maturarea whisky-ului s-a făcut în butoaie de stejar american Cincoapin. O mică paranteză, acest stejar Cincoapin, sau după numele științific Quercus Muhlenbergeri, se întinde pe teritoriul Statelor Unite de la Vermont până la Minnesota, în sud până în Florida și la vest până în New Mexico. Este prezent pe suprafețe mai restrânse și în Canada și în Mexic. Așadar, o ediție single cask, specific Glenallachie, fără colorant artificial și fără filtrare la rece, o culoare foarte închisă a acestui whisky. Din informațiile prezente, se pare că stejarul a fost virgin, nu a conținut, butoaiele nu au avut nimic înainte. 275 de sticle, din care am înțeles că în România au ajuns 255, restul fiind păstrate la distilerie, probabil pentru bibliotecă sau pentru diverse degustări și evenimente. Lansarea oficială a noilor expresii Glenallachie a avut loc pe data de 2 aprilie 2024. Al doilea eveniment al lunii martie, decernarea premiilor Whisky Magazine pentru 2024, s-a desfășurat la Londra pe data de 20 martie la Merchant Taylor's Hall. A onorat cele mai bune produse, cele mai bune distilerii și acest premiu, Whisky Magazine, a fost înființat acum 24 de ani și prezintă premiile World Whisky Awards, așadar începând din 2001. La ediția din acest an au fost prezenți circa 200 de arbitri, de experți din întreaga lume, care au evaluat circa 1500 de whisky-uri din peste 40 de țări. Au fost 23 de categorii pentru care s-au acordat premii, inclusiv, desigur, single malt, bourbon, whisky-uri blend, whisky-uri de secară, whisky-uri pot still și pentru design. Enumerăm dintre câștigători whisky-ul Murchie the English, whisky-ul Sherry Cask, care a fost desemnat cel mai bun single malt, whisky-ul de 12 ani al Murchie 1792, care a primit titlul de cel mai bun bourbon, și whisky-ul blend Ballantine's de 30 de ani, câștigător la categoria whisky-urilor blend. Un al treilea eveniment al lunii martie îl reprezintă deschiderea, redeschiderea distileriei Port Ellen pe insula Isla. Această distilerie, care a rămas tăcută, închisă, timp de 40 de ani, și-a deschis din nou producția și tururile de vizitare vor fi disponibile începând cu luna iunie 2024.
Redeschiderea activității, redeschiderea producției a fost pe data de 19 martie. Proprietarul distileriei, concernul multinațional Diageo, a realizat o renovare amplă a acestei distilerii, ea fiind închisă începând cu anul 1983, și de-a lungul acestor ani a căpătat un statut semnificativ, o legendă printre pasionații de whisky, mulți dintre ei așteptând cu multă nerăbdare redeschiderea distileriei. Port Ellen, distileriei care va împlini bicentenarul, 200 de ani, în anul 2025, a beneficiat de o investiție de circa 185 de milioane de lire din partea Diageo, redeschidere care a urmat după o altă redeschidere, acum 3 ani, în 2021, a unei alte distilerii celebre, Brora. Am prezentat într-o ediție precedentă că redeschiderea Port Ellen a fost marcată și de lansarea unei ediții speciale, un dublu set de whisky-uri Port Ellen Gemini sau Gemini, două sticle de whisky din două butoaie diferite în vârstă de 44 de ani. O altă deschidere din partea Chivas Brother, care a inaugurat The Vault, seiful, care promite o experiență de degustare personalizată, la sediul distileriei Strataila, din zona Speyside. Marca Chivas Brother, renumită pentru whisky-urile sale Chivas Regal, Ballantine sau Royal Salute și proprietar al distileriei Glenlivet. Această experiență, The Vault, vă spuneam, la sediul distileriei Strataila, cea mai veche din regiune, înființată în 1786, vizitatorii vor avea ocazia să urmărească istoria companiei Chivas Brothers, să descopere o bibliotecă constând din 240 de mostre exclusive de-a lungul timpului și să guste unul sau mai multe shoturi de whisky din 14 butoaie inaugurate cu această ocazie. Niciunul dintre aceste 14 butoaie nu a fost anterior disponibil și au fost selectate cu meticulozitate de către experții Sandy Hislop, master blender la Chivas Brothers, și expertul în butoaie, Kevin Balmforth. O altă noutate vine de la distileria Glentaret, care a numit-o pe Jenny Bereuther ca manager general. Glentaret, cea mai veche distilerie cu activitate neîntreruptă din Scoția, o istorie de 261 de ani, a numit-o, vă spuneam, pe Jenny Bereuther ca director general, aceasta venind de la grupul Specialty Drinks, în urma achiziției firmei de către multinaționala Pernod Ricard în anul 2021. Iar are o experiență în industria băuturilor spirtoase de peste 20 de ani și a intrat oficial în rol pe data de 25 martie, deține diplome în psihologie și managementul afacerilor de la Universitatea din Glasgow și și-a obținut MBA-ul la Universitatea din Birmingham în 2023. Și încheiem știrile lunii martie, luna femeilor, cu altă știre despre care are femei în rol principal. Distileria Cardhu și-a sărbătorit cea de-a 200-a aniversare cu lansarea unei ediții speciale de 200 de ani, cu ocazia, bineînțeles, a Zilei Internaționale a Femeii, pe data de 8 martie. O ediție de 12 ani, maturată exclusiv în diverse butoaie de vin și dedicată femeilor din lumea whisky-ului, în mod particular celor două doamne speciale din industria Cardhu. Este vorba de Helen și Elizabeth Cumming. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu, cu drag, vă invită să ne urmăriți în continuare review-urile diferitelor whisky-uri și prezentării știrilor din această frumoasă lume a whisky-ului. Cu drag, slainte!